Bun venit la un nou episod din Slăbește Mâncând. Astăzi vom discuta un subiect foarte important și totodată unul care afectează aproape pe toată lumea la un moment dat în viață. De ce devine mai greu să slăbim pe măsură ce îmbătrânim? Acest subiect este adesea o sursă de frustrare pentru mulți oameni care, odată ce ajung la o anumită vârstă, constată că se luptă cu kilogramele în plus, care se acumulează mult mai ușor și eforturile de a le da jos par să fie mai mari decât în anii anteriori. Este o situație comună pentru toate persoanele de toate vârstele și, cu siguranță, mulți dintre noi ne-am întrebat ce se întâmplă cu corpul nostru pe măsură ce îmbătrânim. În acest episod vom explora exact acest lucru. Vom discuta despre schimbările care apar în corpul nostru odată cu trecerea anilor, cum afectează metabolismul, hormonii și stilul de viață și de ce devine mai greu să slăbim. Dar, mai important, vom oferi soluții și strategii care te vor ajuta să depășești aceste obstacole și să îți menții o greutate sănătoasă pe măsură ce îmbătrânești. Vom aborda schimbările în metabolism, vom vorbi despre impactul hormonilor, despre activitatea fizică, dar și despre cum să-ți adaptezi alimentația și să-ți gestionezi stresul și somnul pentru a te asigura că rămâi sănătos și activ la orice vârstă. Fiecare dintre aceste aspecte joacă un rol esențial în procesul de slăbire, iar înțelegerea lor te va ajuta să-ți atingi obiectivele de sănătate și să te simți bine în propriul corp, indiferent de vârsta pe care o ai. Ce se întâmplă cu metabolismul odată cu vârsta? Să începem cu unul dintre cei mai importanți factori în procesul de slăbire, metabolismul. Cu toții am auzit despre metabolism și despre cum influențează capacitatea noastră de a pierde sau de a câștiga în greutate. Dar cât de bine înțelegem acest concept? Pe scurt, metabolismul este procesul prin care corpul nostru transformă alimentele pe care le consumăm în energie. Chiar și atunci când dormim sau stăm pe loc, corpul nostru continuă să ardă calorii pentru a menține funcțiile vitale, precum respirația, circulația sângelui și repararea celulelor. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, acest metabolism începe să încetinească. Dar de ce? Unul dintre principalii factori este scăderea treptată a masei musculare, un proces numit sarcopenie. După vârsta de 30 de ani, masa musculară scade treptat cu un ritm de aproximativ 3-5% în fiecare deceniu. De ce este important? Pentru că mușchii sunt cei care consumă cea mai mare parte a energiei în corpul nostru. Cu cât ai mai multă masă musculară, cu atât metabolismul tău funcționează mai rapid, chiar și atunci când te odihnești. Odată ce masa musculară scade, metabolismul încetinește, ceea ce înseamnă că organismul arde mai puține calorii în repaus decât o făcea în tinerețe. De aceea, chiar dacă nu ai schimbat nimic în dieta ta, este posibil să începi să câștigi în greutate. Acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele care nu fac exerciții fizice regulate pentru a-și menține masa musculară. Din păcate, această pierdere de masă musculară nu doar că te face să slăbești mai greu, dar poate duce și la alte probleme de sănătate, cum ar fi scăderea densității osoase și creșterea riscului de căderi și fracturi. Pe lângă sarcopenie, alte schimbări legate de îmbătrânire, cum ar fi reducerea activității zilnice și modificările hormonale, contribuie și ele la încetinirea metabolismului. Dar vestea bună este că există soluții pentru a contracara acest efect natural. Una dintre aceste efecte, cele mai eficiente strategii, este să incluzi exerciții de rezistență, cum ar fi ridicarea de greutăți sau exercițiile cu greutatea corpului, în rutina ta de fitness. Aceste exerciții nu doar că ajută la construirea și menținerea masei musculare, dar stimulează și metabolismul, ceea ce înseamnă că vei arde mai multe calorii chiar și în repaus. Hormonii joacă un rol esențial în modul în care corpul nostru gestionează greutatea, iar pe măsură ce înaintăm în vârstă, acești hormoni suferă modificări semnificative care pot face slăbirea mai dificilă. Să discutăm despre două dintre cele mai importante schimbări hormonale. Menopauza la femei și scăderea nivelului de testosteron la bărbați. La femei, menopauza reprezintă o tranziție majoră în care nivelul de estrogen scad brusc. Estrogenul este un hormon important care influențează distribuția grăsimii în corpul femeilor. În tinerețe, grăsimea tinde să se acumuleze în zone precum șoldurile și coapsele, dar odată cu scăderea nivelului de estrogen, grăsimea începe să se redistribuie în jurul abdomenului. Acest tip de grăsime, cunoscut sub numele de grăsime viscerală, este mult mai periculos decât grăsimea subcutanată, deoarece este legată de un risc crescut de boli cardiovasculare, diabet și alte probleme de sănătate.
De asemenea, această scădere a estrogenului poate încetini metabolismul, ceea ce face ca arderea grăsimilor să fie mai ineficientă. În plus, multe femei observă că odată cu menopauza, poftele alimentare, în special pentru alimente bogate în carbohidrați și zahăr, devin mai frecvente, ceea ce complică și mai mult procesul de slăbire. La bărbați, o schimbare similară are loc odată cu scăderea treptată a nivelului de testosteron. Testosteronul este un hormon responsabil nu doar pentru menținerea masei musculare, dar și pentru reglarea metabolismului. Odată cu scăderea testosteronului, bărbații pot observa că pierd mult mai ușor masă musculară și câștigă mai ușor grăsime corporală, în special în zona abdomenului. Schimbările hormonale nu se limitează doar la estrogen și testosteron. Pe măsură ce îmbătrânim, alți hormoni esențiali precum insulina, care reglează nivelul zahărului din sânge, leptina, hormonul sațietății, și grelina, hormonul foamei, pot deveni dereglate. Acest lucru poate duce la o creștere a poftei de mâncare și la o scădere a capacității corpului de a arde grăsimi eficient. Un alt hormon important care influențează greutatea este cortizolul, cunoscut și ca hormonul stresului. Stresul cronic crește nivelurile de cortizol din organism, ceea ce poate duce la creșterea apetitului și la acumularea de grăsime abdominală. Aceasta este una dintre cele mai dificile grăsimi de pierdut, deoarece cortizolul stimulează depunerea grăsimilor în jurul organelor interne. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, stilul nostru de viață tinde să devină mai sedentar. Acest lucru este cauzat de o combinație de factori, cum ar fi schimbările în rutina de muncă, responsabilitățile familiale, problemele de sănătate sau chiar simplul fapt că devenim mai confortabil cu o viață mai puțin activă. Însă, acest stil de viață sedentar are un impact negativ asupra capacității noastre de a slăbi și de a ne menține greutatea. Sedentarismul nu înseamnă doar lipsa exercițiilor fizice regulate, ci și o reducere a activităților zilnice obișnuite. De exemplu, poate că în tinerețe obișnuiai să mergi pe jos mult mai des, să urci scările sau să participi la activități fizice recreative. Acum, poate te bazezi mai mult pe transportul auto, folosești liftul în loc să urci scările sau petreci mai mult timp stând la birou sau în fața televizorului. Acest declin al activității fizice are un efect direct asupra metabolismului și sănătății generale. Activitatea fizică nu doar că arde calorii, dar joacă un rol important în menținerea sănătății cardiovasculare, a flexibilității și a sănătății articulare. Cu cât suntem mai inactivi, cu atât pierdem mai repede masă musculară, iar metabolismul nostru încetinește și mai mult. Un alt efect al stilului de viață sedentar este creșterea riscului de boli cronice, cum ar fi diabetul de tip 2, hipertensiunea și bolile de inimă, care, la rândul lor, pot face slăbitul și mai dificil. Pe măsură ce acumulăm grăsime în corp, aceasta se depozitează nu doar sub piele, ci și în jurul organelor interne, ceea ce duce la ceea ce numim grăsime viscerală. Aceasta este asociată cu un risc crescut de boli metabolice, cu un nivel ridicat de inflamație în corp și este important să înțelegem că nu trebuie să adoptăm un stil de viață activ doar pentru a slăbi, ci pentru a preveni aceste afecțiuni grave și pentru a ne menține sănătoși pe termen lung. Chiar și mici ajustări în activitatea fizică zilnică poate face o mare diferență. De exemplu, poți începe cu plimbări regulate de 15-30 de minute pe zi, poți folosi scările în loc de lift sau poți face exerciții de întindere și mobilitate acasă. Unul dintre cele mai importante aspecte ale menținerii greutății și ale sănătății generale, pe măsură ce îmbătrânim, este alimentația. Pe măsură ce metabolismul nostru încetinește și nevoile noastre nutriționale se schimbă, este esențial să ne ajustăm dieta pentru a susține corpul și a preveni creșterea în greutate. În primul rând, este important să înțelegem că odată cu vârsta, corpul nostru are nevoie de mai puține calorii, dar de mai mulți nutrienți esențiali. Cu alte cuvinte, calitatea alimentelor pe care le consumăm devine mai importantă decât cantitatea. Este esențial să ne concentrăm pe alimente bogate în nutrienți, cum ar fi legumele, fructele, proteinele slabe și grăsimile sănătoase, care oferă vitamine, minerale esențiale, fără a adăuga calorii inutile. Proteinele, în special, joacă un rol crucial pe măsură ce îmbătrânim. Ele ajută la menținerea și repararea masei musculare, ceea ce este esențial pentru contracararea efectelor sarcopeniei și pentru a menține un metabolism activ.
Surse excelente de proteine includ peștele, carnea slabă, ouăle, tofu, leguminoasele și produsele lactate degresate. Este recomandat să incluzi proteine la fiecare masă pentru a te asigura că organismul tău primește cantitatea necesară. Pe lângă proteine, fibrele sunt extrem de importante pentru sănătatea digestivă și pentru controlul apetitului. Alimentele bogate în fibre, cum ar fi legumele, fructele, cerealele și semințele, nu doar că ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp, dar contribuie și la reglarea nivelului de zahăr din sânge, prevenind astfel creșteri bruște ale glicemiei, care pot duce la pofte alimentare și supraalimentare. Un alt aspect important al alimentației este reducerea consumului de alimente procesate și de zaharuri adăugate. Acestea nu doar că sunt bogate în calorii goale, dar contribuie și la inflamația cronică din organism și pot agrava problemele hormonale, cum ar fi rezistența la insulină. Înlocuiește alimentele procesate cu opțiuni integrale și naturale, care sunt bogate în vitamine, minerale și antioxidanți și care susțin sănătatea pe termen lung. Un alt factor esențial care influențează capacitatea noastră de a slăbi este somnul. Poate părea surprinzător, dar lipsa somnului are un impact semnificativ asupra hormonilor care reglează foamea și sațietatea. Când nu dormim suficient, nivelurile de grelină, adică hormonul foamei, cresc, în timp ce nivelurile de leptină, hormonul sațietății, scad. Acest dezechilibru ne face să ne simțim mai flămânzi și să mâncăm mai mult, în special alimente bogate în carbohidrați și zahăr. Stresul cronic este un alt factor care contribuie la creșterea în greutate. Atunci când suntem stresați, corpul nostru eliberează cortizol, hormonul stresului, care stimulează depozitarea grăsimii, în special în zona abdominală. Aceasta este una dintre cele mai periculoase forme de grăsime, deoarece este legată de un risc crescut de boli cardiovasculare și diabet. Pentru a combate aceste efecte, este esențial să-ți prioritizezi odihna și să încerci să dormi între 7 și 8 ore pe noapte. Creează o rutină de somn relaxantă, fără dispozitive electronice, înainte de culcare și într-un mediu liniștit. De asemenea, dacă practicezi exerciții precum meditația, yoga sau exercițiile de respirație, te pot ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea calității somnului. Pe măsură ce îmbătrânim, devine tot mai important să avem un program structurat de exerciții fizice care să includă o combinație de exerciții de rezistență, cardio și flexibilitate. Exercițiile de forță sunt esențiale pentru menținerea masei musculare, care ajută la accelerarea metabolismului. Fără exerciții de rezistență, cum ar fi ridicarea de greutăți sau exercițiile cu greutatea propriului corp, pierderea de masă musculară va continua să încetinească metabolismul, făcând mai dificilă pierderea în greutate. În plus, exercițiile cardio, cum ar fi mersul rapid, alergarea, ciclismul sau înotul, sunt esențiale pentru sănătatea cardiovasculară și pentru arderea caloriilor. Este important să faci cel puțin 150 de minute de exerciții cardio moderate pe săptămână pentru a-ți menține inima sănătoasă și pentru a preveni acumularea de grăsime viscerală. Nu în ultimul rând, flexibilitatea și mobilitatea sunt esențiale pe măsură ce îmbătrânim pentru a preveni rigiditatea articulațiilor și a menține echilibrul. Yoga, pilates sau exercițiile de stretching sunt excelente pentru a-ți îmbunătăți flexibilitatea și pentru a reduce riscul de accidentări. Un alt aspect esențial este stabilirea unor obiective realiste și sustenabile pe măsură ce înaintăm în vârstă. Este foarte ușor să ne comparăm cu versiunea noastră mai tânără sau să ne impunem obiective nerealiste, ceea ce poate duce la frustrare și chiar la renunțare. Este important să înțelegem că procesul de slăbire la 45, 50, 60 sau 70 de ani este diferit de cel din tinerețe, iar succesul nu trebuie măsurat doar în kilograme pierdute. În schimb, concentrează-te pe obiective mai generale și pe sănătate. De exemplu, în loc să-ți propui să slăbești un anumit număr de kilograme într-o anumită perioadă, poți să stabilești obiective legate de creșterea nivelului de activitate fizică, îmbunătățirea flexibilității sau reducerea consumului de zahăr. Aceste obiective sunt măsurabile și realizabile, iar pe termen lung vor contribui la obținerea unor rezultate durabile. Una dintre cele mai mari provocări pentru persoanele care încearcă să slăbească este prevenirea efectului yo-yo, adică revenirea rapidă la greutatea inițială după ce au pierdut kilogramele. Acest fenomen apare frecvent atunci când oamenii urmează diete restrictive sau extreme,
care elimină grupe alimentare întregi sau reduc drastic aportul caloric. Aceste diete funcționează pe termen scurt, dar odată ce revii la obiceiurile tale alimentare normale, kilogramele se întorc adesea rapid și uneori chiar mai multe decât înainte. Pentru a preveni efectul yo-yo, este esențial să adopți o abordare echilibrată și sustenabilă a slăbirii. În loc să te concentrezi pe diete drastice care promit rezultate rapide, este mult mai eficient să faci mici ajustări în stilul de viață pe care să le poți menține pe termen lung. De exemplu, înlocuirea treptată a alimentelor procesate cu alimente integrale și naturale, reducerea porților și creșterea activității fizice sunt strategii care să te ajute să slăbești treptat și să menții rezultate pe termen lung. Un alt aspect important este să nu te concentrezi exclusiv pe cântar. Slăbitul este un proces complex care implică mai mult decât pierderea kilogramelor. Este vorba despre a-ți îmbunătăți sănătatea, a-ți crește nivelul de energie și a te bucura de o viață activă și sănătoasă. În concluzie, slăbirea, pe măsură ce înaintăm în vârstă, poate fi o provocare din cauza schimbărilor naturale ale metabolismului, hormonilor și stilului de viață. Însă, cu o strategie corectă și adaptată nevoilor tale, poți să-ți atingi obiectivele de greutate și să te simți sănătos și plin de energie, indiferent de vârstă. Cheia succesului constă în ajustarea alimentației, integrarea unui program de exerciții fizice, gestionarea stresului și asigurarea unui somn de calitate. Nu trebuie să te concentrezi doar pe rezultate rapide, ci să stabilești obiective realiste și să-ți construiești un stil de viață echilibrat și sustenabil pe termen lung. Mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi la Slăbește Mâncând și te invit să aplici aceste strategii și să continui să-ți îmbunătățești stilul de viață, astfel încât să te simți bine în pielea ta și să te bucuri de fiecare etapă a vieții. Ne vedem la următorul episod, unde vom continua să explorăm modalități sănătoase și eficiente de a trăi o viață plină de vitalitate.